Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod. Astăzi filmăm tot pe serverul Antap România. Suntem pe serverul 2, da, asta ceea ce nu contează. Mă, dacă îți place ceea ce fac, te invit că doresc să apeși butonul de like. Bă, fii atent, acum începem frumos. Ne-am angajat la bank driver, adică ducem noi banii de la bancă în alte locuri. O să vedeți cum o să avem și misiunile. Da. Hai să-i dăm drumul, nu? Salutare, colegul, salutare. Ești pregătit? Salut, colegul, da, te așteptam pe tine. Bun, bun, bun. Hai să mergem să luăm repede și să le punem banii, știi? Da. Dacă te zice, vezi că un pic mai aici, mai... Hai mai în spate, hai în spate. Hai că nu știu exact de unde să iau. Din spate, din Na, spate. na, e prima dată când vin la banca asta. Te înveți, te înveți. Păi, au venit și suport aerian și totul. Am N-ai niciun văzut, am stres. văzut. Vezi Sperăm să să nu avem probleme. nu... Vezi să nu apeși ceva pe acolo, știi? Ups. Da, mă meu de... Hai pe aici. Mi-a scăpat. Da. Hai merge noi aici un pic mai în față, dar ai grijă ce apeși, să zic așa, ce vrei să faci aici. Da. Hai să luăm de aici, că na. Hai. Hai să luăm repede cutia. Bun, colegul, haide. Hai, colegul, că sunt destul de grele, nu? Avem încă două de adus. Cam atât au mai rămas, nu? Aoleu. Cred că cam atât au mai rămas acolo, decât am numărat eu. Da, stai că... Am înțeles, dacă deschizi ușile, n-ar niciun stres. Colegul, vezi că cutia tău cam duci pe jos. Că ce forță ai, mă, ce sale ai făcut? Nu m-a ajuns să deschizi și ușa aia, sau... Hai să o împinge. Atunci. Am înțeles. Ia, avem și suport aerian, să vede. Bun. Hai, colegul, că mai avem. Hai, Mi-am repede. pus și eu acolo bine. Da, vezi că mașina asta nu prea se duce tare, adică... Vezi cum... Da, știu că nu se duce. Da, și mă enervează că mi-e place să-i dau așa 400. Da, bine, mă. De acolo vezi că-s bani real, nu... Caterinca. Da, știu. Deci știi unde trebuie să merg, nu? La banca de pe autostradă. Da, am primit locațiile. Și eu pe telefon am primit-o. Și mergem de acolo, le luăm, știi? Da. Hai să n-a pus ceva din Hai greșeală. că eu mai iau una de aici. Da, haide. Că și eu am mai luat una. Mă, apropo. Colegu. Da, colegul, stai așa că nu știu ce are. Am înțeles. Da, nu. Hai că mă duc înainte. Bă, nu vă gândiți de ce antic Hai mai că acum pun... vin și eu. Mai pun ceva. Măi, auzi? Dar ți-o Da, dat de zi. asta anticlonță. Oameni în mașină, trebuie să o pun. Am înțeles. Mă, faza care? E că... Dă-mi și mie una, dacă tot ai în mașină, știi? Da, stai să mă uit să văd dacă am. Că mie nu prea mi-au dat oamenii. Transportăm dectai... Mă rog... Dar Mașinile și... măcar pistol ți-au dat? Oi, de la am. Și a ceva de calibru mare am. Hai să închid repede. N-ai că nici nu închid cu... Serios. Du-te, frate. Colegul, dă-mi și mie acolo povestea. Stai să mă uit să Colegul. văd dacă mai am una pe aici. Mă, dă-i. Bun, mersi. Asta le punem repede. Bun, ești pregătit? Da, colegul, tu ești? Bun, da. Haide. Bun, fii atent. Mergem la highway și după aia dincolo. Hai că mă Da, duc în față. colegul, hai iau înainte. Știu Bun, mai bun. bine. Ba, avem, cred că și suportul aerian. Mergem un pic mai repede, că na, totuși să nu pierdem mult timp.
Trebuie să ducem, avem comanda asta, știi? Aoleu, de ce încet? Bă, oare astea-s blindate? Ia, suportul aeriat. Oare astea-s blindate? Mamă, cum s-a vedea înăuntru. Deci că sala de pe GTA 5 nu mai... Păi sala de pe 5M. Mă, slăbuță, slăbuță, dar... Și fac mesele, bă, oare nu pot să... Am înțeles. Ai, ai, mă... Mă, mă, zici că mă duc cu troșculetă, nu mă duc cu mașina, adică... Ia ce frumos mergem, da, amândoi, toți, avem și protecție. Da, să ai în caz de, poate ne răpește, jefuiește, amenință cineva. Între timp ce ducem aurul ăsta, să spun așa, facem transport, știi? Una alta. Și costumația e bună. Vestă pe noi avem. N-ai nici stres. A, oprirea aia la roșu, dar... Na, suntem escortați, nu e, nu e nicio problemă. E bine că mai e spre seară și... Așa se poate face, știi? Ia, ce era să mă duc? Au cum s-aude. Aia. Grup se... Bine, să citească cine vrea, eu nu... Eu nu o să citesc. Grupa 6. Care aia, antiterul sau? Aia, stai să nu mă îmbor, dracului. Unde elicopterul? Hai că mai văd elicopterul dacă e. Elicopterul s-a dus, cred că, în apă, pe iaht. Băi, ce frumos să priveliște pe aici. Un apus de asta frumos sau chiar un răsărit. Cred că mai mult e apus, a? Hai, colegul, hai că duce hârbă, duce. De aici, la pe a doua locație, să fie un pic mai grav. Asta o să și facem de acum. O să mergem la toate băncile, să spun așa, și o să le mai alimentăm cu bani, cu înalta, știi? Colegul, hai că mă aude dacă e. Ascult, vă spun acolo când vei ajunge. Da, nici nu se vede că semnalizez, adică, în fine. Hai că imediat ajungem. Unde-i? Ia, că aici elicopterul, ce fa, mă? Mergem în spate, nu mergem în față. Colegul, parchează aici lângă mine. Bun. A, stai să mă duc să le deschid ușile, mă, ce uite eu, cel mai important, lol. Colegul. Bă. Hai că nu mă aude. Colegul, hai să descărcăm. Păi hai de repede, le punem aici în spate și ei se vor descurca cu ele. Dar nu, da, așa se pune cutia jos. Haide, 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 că eu repede le iau, frate. Unde le lăsăm aici la ușa asta? Da, nu, 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 aici în spate, aici în spate, că le iau ei. Cum v-am plecat, cum oh, să okay. Iei să uită pe cameră, stai liniștit. Na, hai că am terminat. Nu mai am nimic. Tu? Mai am una. Hai, ne mișcăm. Ca așa, poate, poate vine careva și ne... ne ia. Băi, fii atent. Vorbeai o cafea, mă? Mă, nu, că am băut una de dimineață. Am înțeles, nu, păi las că bea eu, când am ajunge, dincolo. Aveți, fii atent, așteaptă-mă. Haide, haide, haide. Deci, următoarea oprire, știi tu unde. Da. Ia cum sta, mă, bodyguard, un altă, elicopterul. Nu-l mai văd elicopterul. Băi, hai că e deasupra mea, frate, adică... Ia, uite, elicopterul. Aia sunt cum ar fi antiterul, știi?
Mașina ce mai rău stă cu drumul, dar nu e niciun stres. Sper că mă pune, sper că îl pun bine sau cred că mă duc bine. Da, e perfect, e perfect. Bă, și ce ați mai făcut? Am și o întrebare, este aia. Ce ați mai făcut, mă? Cum mai sunteți? Să nu fie numai așa, știi? Am zis că după aia vreau să fac mai multe stile, așa, mai multe episoade, în alt fel, în... Să nu fie numai de mafie, dacă știți cum zic, să poate face. Și de aici un exemplu. Eu m-am pus geanta pe spate, că mai pot să mai iei un pic, dacă știi ce zic. Este la ce mă refer, na, ce știm și noi să facem. Asta îl așteptăm pe nostru, că noi acum mergem repede, dar mai greu, mai greu. Haide, haide, că vine. Ia, fii atent. Aici nu-i benzinăria, o zis omul că n-are nevoie de cafea, n-are nevoie de nimic. Înseamnă că e strunul, e pregătit. Hai, frate, mașină de bani, să livrez banii, mașină cu ce să livrez banii, dar dacă avem numere de Cluj, San Andreas. Bine, bă. E... N-am mai jucat jocul ăla... Mă, scrieți-mi în comentarii, dacă tot am vorbit despre San Andreas. Când v-ați jucat jocul ăla și ce v-a plăcut la el? Eu nu vă zic de acum, bă, mie ce m-a plăcut la San Andreas a fost tot, misiunile, tot. Mai ales că la un moment dat am putut direct să... Mai jucam și eu cu trucaș, cu una alta, ce în... Băgam coduri. Dacă știți cum e, așa scris pe hârtie toate. Na, cine de vârsta mea așa duce aminte. Sau și nu numai, cine și acum mai tânăr și mai joacă. Vă aduceți aminte. Dar elicopterul nu prea văd să-l... Na, el e sus, el... Hai frate, hai. Îl caut, dar numai nu-l găsesc. Ne uităm frumos. Să nu ne trezim că vine unul direct, puf, din laterală, poți scos mare, baca și nu luat. Cu tot cu bani. Mai ales, mă, mafioții să facă chestii legale, ne mai luăm și noi mai multe, așa, gen. Bă, oare nu trebuie să alimenteze? Nu știu, acum nu-l mai întreb. Nu cred că l-am luat cu full, ne-am luat. Unde sunt mașinile alea? A, îl văd și pe celălalt, ultimul. Balonei. Ce firme asta, mă, balonei? Am înțeles. Sunt bine să face reclamă pe șoc la tăte. Pe asta e... Cum zic, asta e zisă, da, e... E băgată direct de CTA, nu de server. Hai să întoarcem frumos, dăm cu spatele. Da, nu pot să... Nu. Las că dăm numai încoace. Și lăsăm așa. Bun. Iar am uitat. Băi, băiatule, da. De multe ori pot să uit, mă. Colegu. Am înțeles că hai că iar colegu. Da, colegu. Fii atent. Hai un pic la mine. Bă, fii atent. Că nu vei te nimeni, bag în buzunar câteva, bun? Okay. Mai merg repede acolo în buzunar. Asta e ultima și ne permitem un pic. N-am făcut și noi blifeala pe anul ăsta. Știi ce zic? Ia elicopterul. Sper să nu ne vadă când băgăm ceva în buzunar. Zic și eu.
Ai găsit și tu pe aici, până să te ducea. Până jos acolo și bagă buzunar, să nu ne vadă. Pe aici am mai avut câteva livrări. Păi știu, da, na. Aici nu prea au camere, știi ce zic? Știu. Bagă-te acolo cumva și te ne-am scos. Mergem acasă bogați. Serios, trebuie să facă zi. Apte așa de repede. Nu duci și nu toată distracția, frate, pe noapte, adică... Da. Stai, mă, că mai am câteva acolo, ce faci? Hai să mergem să închidem. Repede. Bun. Băi, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, vă invit căldură să apăsați pe butonul de like, subscribe. Eu am fost I'm Happy și vă pup aici cu prietenii mei, cu frații mei și cu elicopterul, frate. Deci, v-am lăsat cu priveliștea asta. Bine, mai priveliște, da. Cam așa. Sper că e bine. Dar nu știu ce caută stâlpul ăsta în față. Nu contează. Pa, pa.